Doamna, bună ziua! Surpriză! Tati nici nu știe că am avut de gând să filmez. Și surpriză pentru voi că tati cu mine la plimbare. Da. Vedeți, dacă tati are interes, știe să vină cu mine. Tati și-a rupt ochelare, nu a fost cu minte. Și acum mă duc să-i scot ochelarii lui. Mergem împreună, că nu știu unde și le-au făcut. Și trebuie să luăm și ceva medicamente de la farmacie. Vreau, tati, să spun la fanii noștri că de multe ori oamenii spun că pe bunicul de ce nu luăm cu noi? Păi bunicul mai multă bolnavă. Da, unde te duci acum? Păi acolo nu pot să mă duc, că e închis în piață, către piață. Așa, după cum v-ați spus, picioarele mele luai de ele și nu prea pot să umblu mult, foarte puțin să umblu. Și așa că mie nu convine să mă duc la o plimbare cu... Nu că nu convine într-un fel, mi-ar plăcea să mă plimb și eu, să mai vizitez, să mai... Dar nu-mi permite picioarele astea, că am gonatroză la amândoi genunchi. Acum, mulțumesc Domnului că m-a mai tratat cum m-a tratat. Am fost la un doctor. Domnul să mă ierte, dar doctorii ăștia nu mă bani, nu mă bani, nu mă bani. M-a făcut o acicilulonic, văzusei, că e o injecțiuță foarte mică, foarte puțin, 6 milioane. Și am pensia 11. Și am dat-o lor, zic că o fi bine. Da, da, au zis că m-au avertizat. Au zis către mine, zice, ăsta nu ține, zice, acidul ăsta celulonic, decât vreo o lună, cam așa ceva. După aia trebuie să vii să te operezi. Adică să mă taie la genunchi și eu știu ce să-mi bage ceva placă sau ce să-mi bage. Apoi eu nu m-am mai dus la el deloc și cred că nici nu mă duc în viața mea, nu mă duc la el, nu știu, dar acum așa zic eu. Că ăștia nu mă după bani, nu mă după bani, nu sunt mai satul de bani la mine ăștia. Da, trebuie să iei bani, trebuie să iei bani, nu? Nu stai dacă mă opresc aici, dar nu pot să opresc aici. Cam greu. După aia cu spatele, uită-mă pe Paul, mă, care ne-a făcut nouă neorinovat. Pe bicicletă. Da. Pe ulică. Am fost după ochelari. O zis la tate să vină după ochelari la ora 12. Acum e trecut de ora 12. Și o zis că nu-s gata. Mâine, am zis. Mâine? Mâine, am zis. Da, și dacă nu vineam, astăzi zicea că pacientul e rău. Dar așa, ia că noi am fost după ei și... Foarte tati, greu pe ochelari. Eu am spus să sugăm înainte. Da, da, am pierdut hârtiuța, că m-a tăiat-o hârtiuța, parcă se vede că e zgârcit. Nici cam cât degetul de lată, cam așa ceva, o tăiat. Și... Nu știu unde am pus-o și dacă așa am pierdut-o. La noi, la Arad, este foarte frumos, călduri mari. Nu știu la dumneavoastră cum este. Foarte frumos călduri, mă. Dar nu-i frumos. Da, e fain de mers la apă, undeva e merg fain. La strand, care merg... Hai, dacă mă duc încolo, scuză-mă, hai. La apă, să stai pe malul Mureșului, acum la apă, sau la strand. Eu, la strand, dar pe noi nu mai suntem cu astea. S-o cam dus strandul după noi. Da, păi, ce să
facem, asta e viața. Viața asta, cum zice o cântare, nu ține așa mult. Deci nu pete pe rău de pe loc. Mergi pe care aceasta, prinde având, ca să te întâlnești cu Hristos, zic eu, nu mai știu, e cea cântare, versetul ăsta. Asta e principalul fraților, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Cel mai din toate. Cel mai necesar și cel mai frumos este să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos și să ai parte de fericire și de bucurie cu El pentru totdeauna. Lucrurile astea din lume sunt vremelnici, astea sunt trecătoare. Ce să facem? Așa e viața. Ai suferințe, cu necazuri, cu probleme. Dumnezeu să ne ajute să le birim pe toate. Dar n-am eu treabă cu el, că... Nu, pe câte el, am zis. Dar n-am treabă cu el, n-avem treabă cu el. Dar de ce ai luat-o până în spate? Că... ca să mă duc legal. Că dacă mă duc prin față și fac acolo unde trebuie să mergem noi, nu e legal. De ce nu? A, da, trebuie să traversez, da, da. Acum am... Uite așa săracul ăsta cum e, cu grip, cum e. Ăsta-i mai bătrân ca mine, cu câțiva ani buni. Un domn care a văzut tati pe stradă. No, da. Bine, noi ajungem imediat acasă. Vă lăsăm, mă știu că să fac un mic video să vă surprind că tati cu mine în mașină și să explice de ce nu-i tot timpul cu noi. Când merem la plimbare, tati, da, e mai obosit, mai... Noaptea nu prea dorm. Ok, v-am lăsat. Ia ca așa. O zi bună, la revedere.